Bună, dragii mei, doatori de orgasme, și bine ați venit la episodul cu numărul 24 din motovlogul din balcon cu telefonul pe orizontală. Și acum o să mă urâți un pic. De ce? Cineva la un moment dat a comentat că de ce nu beau o bere aia de știu, mi-a place nouă foarte mult. Bam, 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 bam! Toată lumea știe că sunt boască, așa că, de fapt, cel mai mult știu băieții de la BH și că sunt boască, așa că au zis, luați-mă și tu, luați-mă și voi, că suntem mulți în mine, niște bere, și ce zic, și acum, hai noroc! Mămițica mea, nu mă înjurați prea mult, o pun aici deoparte, pentru moment. Băieți, după ceva data asta mi-am zis, bă, să nu le spui nimic, că încă nu s-a spus nimic și nu o să spune nimic, dar dacă se spune ceva, singurul loc unde o să puteți să găsiți bericioaica asta este la... Da, o să aflați voi. Ideea e că se întâmplă ceva la un moment dat prin Dâmbovița, într-o pădurice, undeva prin septembrie, dar rămâne de noi. Animal. Hai în loc în vadă. Da. Stați până la final, o să aveți codul de discount de la TheBikers.ro, surpriza care nu mai e surpriză, de la Calare pe două roți, adică avem de tot. Hai, generic! Acum că ați terminat să mă înjurați, hai să vă dau și evenimentele de weekendul ăsta. Vineri, toți pasionații de motociclete cu atași sunt așteptați la Tușnad pentru a patra întâlnire de comuniste cu atașii clasice, organizată pe 2021. Știi că ele au mai fost și au mai fost și pe acolo și am mai greșit niște filmări, dar dacă eram prea obosit. Așa. De data asta, întâlnirea asta este organizată de o gagică foarte mișto, pe numele ei e Iancu Ramona, de la băieții ăștia care e mult și păroși, și anume Old School. Mai multe detalii, pagina de Facebook, stă acolo coordonate, nebunii, sunt niște pensiuni pe care nu pot să le dau, că vorba aia, familie mare, remunerație mică. Tot vine. Moto Mușatini RC Roman organizează prima ediție a festivalului Alege Moto Rock. Un festival cu scop umanitar, ce anume din bănuții strânși, se va construi o casă pentru Vlăduț. Foarte tare Vlăduț, bravo! Așa că asta înseamnă că e prima oară când, chiar dacă vă întoarceți mahmuri acasă la doamnă, o stai liniștit că ai făcut-o cu un scop. Așa că, distracție plăcută. Sâmbătă are loc Rock Numeros dos. Dos. Și anume Ride of the Century. Știți voi, gălăgie pe autostradă, nienie pestitate. Întâlnirea în același loc. Distracție plăcută. Duminică. Bizons RC Buzău organizează un marș de promovare a Buzău International Arts Festival. Și anume, plimbărică prin oraș, cu finalizare la el la Clubhouse, cu răcoreală și cu dalea, știți voi. Bun, codurile scăpați de mine. Foarte ușor, foarte repede, stai așa că am uitat ceva. Bun. De la TheBikers.ro. După ce v-ați logat la ei pe site, aveți o comandă de minim 200 de lei, puteți folosi pentru un discount de 15%. Moto 15. Moto 15. Iar la orice comandă făcută la băieții și fetele, că nu știu ce e acolo, de la Calare pe două roți, am zis, nu? 1.000.000 comandă minim, aveți discount 10% dacă le vă confesați și le spuneți că sunteți duși cu vac. If you know what I mean. Pardon. Bă, cam atât săptămâna asta, știu, subțirea, nu? Dar sfatul meu, să vă duceți unde vă lasă corazonul, ca să zic așa. Nu uitați de party-urile de pe lângă voi, fiecare club are ceva, vă garantez.
Urările scăpați de mine. Asfalt uscat este, motocicletă nu este la mine, dar nu contează. Sănătate Varanero, sormea, te iubești coaca, pistită. Partea lucioasă în sus. Și nu uitați, vă rog frumos, vreau să ne vedem și în anii ce vin. Acum mai aveți loc de ficat, că eu nu mai am. Motociclism este terapie, nu terapie intensivă. Vă pup pe vaca. Cu toții știm, românul s-a născut în mașină. Multipli chei te ajută să reintri de unde ai ieșit. Ah.